putem începe. Știți că avem proiectul ăsta cu gaze naturale, cred că o să fie, nu știu, două, trei ședințe care... E o procedură care se face, nu știu, la câteva zile ea, se face ședință ea. Asta e procedura, care nu poți să o faci, să te faci pe toată dată. Și o să facem hotărâri, să facem ședințe ca să putem să dăm hotărâri. De exemplu, astăzi avem una cu liderul de grup, care trebuie, și după aia urmează altă, cu alte ședințe, da? O să vă anunțăm. O să fie, poți să fie și după zi pe alta ședința. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Supunem la vot, înainte de a începe procesele verbale din luna trecută, din data de 10 și data de 24. Cine este pentru? Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiectul hotărârii privind aprobarea aderării comunei Urgeș, județul Bacău, identificată cu cod fiscal 445145, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni-Buhoci, Bacău, ADI-ul. Punctul numărul 2. Proiectul hotărârii privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a unor tineri și atribuirea unor tineri în folosință gratuită pentru construirea de locuințe în baza legii numărul 15/2003, cu modificări și completări ulterioare. Punctul numărul 3. Proiectul hotărârii privind modificarea, completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Palincea, județul Bacău. Punctul numărul 4. Proiectul hotărârii privind aprobarea modificării acestui studiu de oportunitate caietului de sarcini și a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Palincea, județul Bacău. Punctul numărul 5. Proiectul hotărârii privind stabilirea unor măsuri cu privire la utilizarea microbusului Mercedes Benz Sprinter 19+1 locuri și aprobarea consumului mediu de carburant pentru autovehicule și utilajele din patrimoniul Comunei Palincea, județul Bacău. Punctul numărul 6. Proiectul hotărârii privind aprobarea actului adițional numărul 4 al documentului poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Punctul numărul 7. Proiectul hotărârii privind consemnarea doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de Evaluare Anuală a Performanțelor Funcționale Individuale a Secretarului General al Comunei Palincea, județul Bacău. Punctul numărul 8. Proiectul hotărârii privind alegerea de ședința Consiliului Local Palincea, județul Bacău, pentru ședințele de euroleatru din mai și iunie. Și mai era un punct. La 9. Desemnarea liderului de asociere la ADI. Desemnarea... E acolo, în dosarul detalii 9, pe pingul. Da, păi nu. Deci, prin aprobarea desemnării Comunei Bunin, județul Bacău, cod fiscal 4670-240, prin reprezentant legal primar Bibi de Vasile, drept lider la asocierea al investiției ființate în sistem public de distribuție a gazelor naturale în Comuna Bunin, Palincea și Filipeni. Punctul numărul 19, unul divers. Mulțumim, domnul primar. Și până la tot ordinea de zi. Mulțumim. Sunt cuvântul primar pentru prezentarea punctului numărul 1. Proiectul hotărârii prin aprobarea aderării Comunei Urgești, județul Bacău, identificat cu cod fiscal 445145 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni-Buhoci. Aici este vorba, știți că noi suntem membrii ADI, deci la început ADI-ul a fost înființat de Buhoci și Ungureni. Și de asta are denumirea Buhoci-Ungureni. Acum vin, noi ne-am aliat și noi, suntem al treilea, după care au venit și Comuna Filipeni. Acum dorește și Comuna Purcești ca să afilieze la acest ADI și are nevoie de aprobarea Consiliului Local de toate comunele. Deci, pentru proiectul cu... asta o discutăm la punctul numărul 9. Dacă sunteți de acord,
cu aderarea comunii, cu gest la de în care faceți tot parte. Aviz favorabil, Comisia Mărului. Comisia Mărului 2? Comisia Mărului 3? Aviz favorabil. Spunem la vot, cine este pentru? Mulțumim, votul în unitate. Trecem în continuare la punctul numărul 2, de ultima. Proiectul hotărârii privind aprobarea de trage în dreptul nefolosinței gratuite a unor tineri, a unor tereuri și atribuirea unor tereuri din folosințe gratuite pentru constituirea de locuințe în baza legii numărul 15 pe 2003, cu modificările și completările ulterioare. Știți că avem teren, că dăm terenuri pentru tineri până în 35 de ani, pentru locuințe. Cei care nu au construit pentru până în momentul de față, li se retrage becul și se dă la alții care au depus cereri. Mai sunt noduri aici? Deci, suntem acum chiar la limite. Deci, s-a dat chiar și ultimul lot, dar mai avem pe partea dreaptă, de hectar și ceva, care trebuie să să-l intabulăm și să dăm hotărâri de construire local, plătuind din, pentru aceeași... Deci mai este. Deci avem bun, nu este nicio problemă. Dar acum s-o ajuns până în capăt. În funcție, terenul s-a dat în funcție de solicitările care s-au depus. Dacă nu sunt date, corect, succes. Comisia numărul 1? Aveți favorabil. Comisia numărul 2? Aveți favorabil. Comisia numărul 3? Aveți favorabil. Mulțumim și punem la vot. Mai repede, că vreau să fac o precizare. Să vă abțineți de la vot, cei care știți că vă aflați în stare de conflict de interese sau incompatibilitate, da? Cu cei solicitanții cererilor. Dacă e nevoie, deci putem da citire. Deci, la cine se retrage și la cine va beneficia în continuare. Așa trebuie. Avem de aici cu da, nu? Citi tot. Bine. Și cine e incompatibil? Domnul Gies, da, de frate. A, Gies, da. Asta înseamnă că vă spun întâlnirea cu votul e mai puțin. Pal, nu, dar am văzut că este și un pal, nu-i vreodă cu el, nu? Nu știu. Cine e? Pal, nu, am văzut și un pal. Este vreodă cu tine? Care te-a pus? Nu știu. Nu, dar dacă nu vom vede și oriceva, da. Da, cred că aș toate că nu... Compliment de vis. Deci, te-ați la vot. Da. Deci s-a aprobat mai puțin cu 11 voturi, da? Și doar țineri. Și pe voturi și doar țineri. Mulțumim. Trecem în continuare la punctul numărul 3. Deci dați o scuză la vot. Care s-a spus, nu știu de-a fost. Nu, că e timp. Nu? Deci, supunem la vot proiectul punctul numărul 2 pe ordinea de zi. Comisie. A fost comisie de-a dat. Deci, vă mulțumim. Mulțumim. Deci, 11 voturi pentru și 2 abține. Mulțumim. Punctul numărul 3. Proiectul hotărârii privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Batici, al Târgu Bacău. Dăm cuvântul domnului Diego Asin. Da. Deci, este vorba despre dispensarul medical. Și 3, și 4, și 5, și vorba până în toate. A proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea inventarului domeniului public al Comunei Panicea. În inventarul vechi al Comunei Panicea, dispensarul medical era trecut doar dispensar medical. Când s-au făcut RLV-ul și s-a dat în concesiune, s-a constatat că sunt mai multe corpuri de clădire. Inițial a fost un singur medic de familie, ulterior au venit doi medici de familie și un cabinet stomatologic și este necesar să împărțim acest spațiu pentru a putea fi concesionar corespunzător. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le adresați. Nu avem. Mulțumim. Continuăm conjunct în comisia. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Aveți favorabil. Supunem la vot. Proiectul. Mulțumim pentru votul în unanimitate. Trecem în continuare la următorul. În fapt, patru proiecte vor fi privind aprobarea modalității de gestiune, studiul de oportunitate a crinului
a caietului de sarcini și a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Palnicea, județul Bacău. Deci, așa spus, legea ne obligă ca să o să înființăm un adăpost pentru câini, dacă nu putem să facem un contract cu o firmă autorizată care să vină să-i prindă și să-i ducă, să facă ce consideră din ce am văzut eu și ce am, cine am mai discutat, undeva un câine din ăsta, ca să vină să dea, atunci încerc undeva la vreo 700 de lei. 700 de lei? Da. Noi suntem obligați, pentru că nu avem serviciu și au venit în urma unei reclamații, au venit poliția animalelor din Bacău, au făcut poză la doi câini, prin cel cu palincea și un tratament de 10.000 de lei. Cui? Spate. Instituții. Instituții, da. Eu am contestat-o. Deci, câinii de la Bac nu sunt câini chiar care sunt stradă. Deci, atât timp cât blocul este de la blocul de mâncare, eu la asta plâng în bloc, nu? Ar pleca în altă parte, nu vezi ceva să se zănează. Tot câini ți-a spus pe la bloc, îi crește din ei și nu ei se dezvoltă și rămân acolo. Cei care au venit și au văzut în străini, asta este, nu avem ce face. Suntem obligați ca să dăm hotărârea asta. Cât o să fie 10-20 de câini, trebuie să-l chemăm și să-l iasă în pici în picioare. Dar nu sunt... Nu mă spune. Avem reclamații. Dar nu s-a păstat aici. Avem reclamații. Avem reclamații. Da? Din Nănești, din Vlad, din Nănești. Și prin satele astea. Și câini tot să apară. Asta e treaba. Până ce facem o curățenie, dar problema mea este alta. Vin de pe alte comuni și ne aduce și ne lasă. Mai ales până la tâmpă. Vedeți tot timpul, găsim pe cea când s-au câini, s-au prizat la poliță, s-au camărăsării, găsim câini care sunt lăsați în mașini. Da. Eu am găsit câini și lăsat în sac și lumea la gură. Da, și... Nu. Asta e ce să așa. Asta e. Trebuie să cheltuim niște bani, nu avem ce face. Înainte de a apărea un necaz cu un copil, ori o persoană vârstă, pentru în cauza acestor câini care, fără stăpân și fără... Da. Când îi numai la vot, comisia nu te n-ai și face. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Atunci se chemă. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Punem la vot, cum ne-a de zi. Mulțumim, vot cu unanimitate. Trecem în continuare la următorul punct, ordinea de zi după. Deci, punctul numărul 5, în hotărâre de stabilire a unor măsuri cu privire la utilizarea autobuzului Mercedes-Benz, Sprinter, 900 consumul locului, aprobarea consumului mediu de carburant pentru autovehicul și utilajele din patrimoniul Comunei Palnicea, pentru Bacău. Aici este vorba, știți, când ne-a făcut un pic mai înainte, am dat hotărâri de consum la mașini, dar asta nu era adiționată și nu avem hotărâri de consum local și cum se poate folosi, adică nu trebuie poate de consum local. Îl folosim pentru școli, pentru expoziția copiii. Ați citit acolo, ați văzut cu propunerile care veni. Pentru oameni care vor să meargă pe pelerinaj, pentru sunt mai multe, dacă ați citit. Dacă aveți ceva... N-am fost neatent. Deci dacă, spre exemplu, poți să închidez, nu se meargă și la Bacău unul. Deci legea nu ne permite decât folosirea în scop personal. Da? Ei, moneda cumpărat este a Comunei Palnicea, nu ai voie să-l închiriezi. Deci, indiferent situație, noi suntem blocați, deci suntem obligați. Am trimis pe Costel Tampa, el este managerul de transport, el răspunde de toate utilajele, toate mașinile, el răspunde de consumuri, el răspunde de foi de parcurs. Deci dacă plec în pelerinajul primar, nu tot în scop personale? Nu, un pic. Deci nu se încasează, se dă în mod gratuit. Se dă în mod gratuit. Astfel, de exemplu, pelerinaj. Nu poate să le ia oricine gata la eu și plec în pelerinaj. Un preot face o solicitare, da? Face o listă cu fiecare persoană în parte, cu serie și număr de buletin. Noi când te oprești, nu știu, te stă din la Palnicea. Nu poate să-mi apară unul din Bătrușani când faci pelerinaj la Palnicea. Deci numai pentru cetățeni din comună. Și pentru copii care merg în excursii, care merg la
diferite activități cu școala. Sau, de exemplu, sunt momente când se mai strică un mic lucru de ăsta, îl dăm pe ăsta ca să asigurăm transportul. Nu putem să-l lăsăm să vină pe jos. Ce sunt directorii? Apuc copiii de la recrătăul Bărgești și ai văzut ce jos, că mai aproape, că de la Rănie sau de la Domnic. Da. Mulțumim. Consultăm comisiile. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Aveți favorabil. Supunem la vot. Consultăm ordinea de zi. Mulțumim. Votul. Punctul numărul 6. Punctul numărul 6. Prin hotărâre de aprobare a actului adițional numărul 4 al documentului de poziție, privind modul de implementare a proiectului, sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Dăm cuvântul domnului Grecu. Este hotărârea Asociației Naționale a Asociațiilor de la DIS numărul 2 din 26 ianuarie 2022 s-a aprobat actul adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Ca urmare, toți membrii ADIS, de care și Comuna Paricea, trebuie să adopte prin hotărâre de Consiliu Local actul adițional numărul 4 la documentul de poziție pentru modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide. Ați avut la dispoziție conferința consultativă, ați văzut ce modificări cuprinde, dacă aveți ceva întrebări, legate de ce trebuie. Avem întrebări? Nu sunt. Suntem de acord cu Comisia numărul 1? Aveți favorabil. Comisia numărul 2? Comisia numărul 3? Supunem la vot, după numărul 5 pe ordinea de zi. Mulțumim pentru votul legate. Domnul primar? Punctul numărul 7, proiectul hotărâre de semnare a 2 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de Evaluare Anuală a performanțelor profesionale individuale a Secretarului General al Comunei Paricea, județul Bacău. Știu cum se face la fiecare angajat, la fiecare și primarul și viceprimarul în fața Consiliului Local în fiecare an, face ce-o făcut, ce-o spus, așa și Secretarul Comunei trebuie să-i se facă evaluarea care președinte este primarul și trebuie să participe și doi consilieri locali. Eu, în calitate de primar, am spus că evaluarea respectivă să participe în doi consilieri, cum ar fi, de exemplu, domnul Biblie, pentru care are experiență de atâția ani, a fost și candidat, a fost și viceprimar. Și numărul 2, domnul Durac Vasilie, fiind și el tot așa cu capacitate pentru știe să facă evaluare. Supunem la vot propunerea care... Dar și până acum au fost lucrurile astea? Nu, acum am venit de la prefectură, că trebuie să făcut, nu știu dacă... Procedura respectată în sensul că evaluarea secretarului trebuie însușită și de doi consilieri locali, desemnați prin hotărâre. Da, alegerea e foarte bună. Am un doi fac, o să 40 de ani, dar e bun. Nu știu. Dar ce să... Nici el, nici eu. Acum, ca o paranteză. Da. Deci m-am consultat cu domnul primar și mulțumesc pentru înțelegere. A fost recunoscută și opțiunea mea. Adică, transparent, în sensul că trebuie să fie doi oameni care să aibă experiență în administrație și să știe despre ce este vorba. Da. Mulțumesc frumos că a fost și de acord. Vă dați seama că nu putem noi acum să veniți să dăm un calificativ. Da. Că doamna are 20 ceva de ani de primărie, adică... Nu știu ce-i dai. Ar putea să ne fac ea, nu... Da, exact. Putem mai așa. Nu... Da. Trebuie să ieșim. Păi da. Ce vă uitați? Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Supunem la vot? Da. Aveți favorabil. Comisia numărul 2? Comisia numărul 3? Supunem la vot. Mulțumim. Atunci, punctul numărul 8, proiectul hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Paricea, de sub acord pentru ședințele din lunile aprilie, mai și iunie. Vă rugăm propuneri. Cine dorește să facă propuneri? Domnul Durac?
Cum pun pe doamna Grecodanie? De eu am mai fost. Am trecut. Am trecut. Supunem la vot? Supunem la vot propunerea pentru doamna Crei? Da. Pentru votul în ramenita vot. Mulțumim pentru vot. Deci trecem la punctul numărul 9. Proiectul de hotărâre de aprobare a desemnării Comunei Ungurești, Județul Bacău, cod fiscal 467-0240, privind reprezentat legal, primar Vimele Vasile, drept lider Asociației de Investiții, al înființării sistemului public de distribuție a gazelor naturale în Comuna Ungurești, Marincea și Filipeni. Aici, după cum v-am spus, nu putem să mergem toți primarii ca să semnăm un document sau trebuie să ne hotărâm să rămână domnul liber. La proiectul respectiv nu participă decât Ungurești, Paricea și Filipeni. Comuna Borciești, dacă intră cu dreptul de vedere, să ajungă cu documentația până la judecătorie pentru a putea și să fie și membri cu dreptul de primit. Și dacă noi am înaintat cu proiectul și mergem mai departe și avem finanțare prinsă pentru așa ceva, Comuna Ungurești, Comuna Ungurești poate să vină cu un proiect de extindere. De extindere. Ca să poată să intre și ei în același proiect. Acum noi să vedem putem noi să ne încadrăm, să punem în timp proiectul de studiu de fezabilitate, este gata, avem aplicarea topul făcută, atât mai avem câteva documente, câteva votări de consiliu local și să putem depune pe PNRR-ul ăsta, pentru finanțare. Consultăm comisia? Comisia numărul 2, comisia numărul 3, comisia numărul 4. Să punem la vot proiectul pentru domnule. Mulțumim pentru votul majoritate pentru. Ultimul punct de vedere, dacă cineva are ceva de... Avem scrie la vot, domnul Andrieș, vă rog să vă rog. Doamna Zămoc? Doamna Zămoc, vă rog. Asta sunt domnul Andrieș, că poți primi. Domnul Andrieș, vă rog. Da, nu am o mare rugăminte. La dumneavoastră, la Bălen, este o situație cu un copil, cu o mamă care... Nu știu cât poate dânsa să aibă grijă de copil, dar măcar dacă asistența socială ar putea cumva să aibă, sau poate o luat-o deja în evidență. Cine? Gabi Sipoș. Gabriela, dacă Sipoș o cheamă, o luat-o deja în evidență. Deci, a fost acasă, nu a murit, unde a stat cu bărbatul și a murit eu. La Sipoșul. La Sipoșul. Deci, ea de zile mai vitele cu persoana respectivă. Fetița aia, ea s-a arătat acum, nici n-are ea, ea băutură, nici n-are ce mânca, nici n-are ce. Adică cred că cineva a trebuit totuși, cumva, nu știu, ea are o pensie totuși de 800 de lei, după... Are pensie urmașii, da. Mă poate mânca, nu știu, cum, ce fel de autorități cumva are implicat și... Adică, efectiv, copilul ăla n-are ce mânca. Deci, momentul din față, nu mă dacă vă forțat. Nu, aici asta, nu. Ajutat acolo. Noi, deci, eu sunt acolo, am format comisii, doamna secretară, m-a scris social de tot lăsa acolo. E procura care la mijloc. Știu, dar măcar... Și atunci trebuie să te-a consumat la fără. Mai încercăm în continuare prin organizațiile astea non-guvernamentale care se ocupă cu proiecte pentru alcoolism, că asta e problema acolo. Deci ea este o femeie dependentă de alcool, nu reușește să... Găsită o familie, o mamă care o femeie de acolo, care să facă mâncare și să cheme copilul ăla doar la mâncare. Deci nu țin neapărat permanent. Adică căutat o soluție de asta, da. Nu știu. Nu știu ce pârghii sunt administrativi. La ajutor, la social, trebuie să știu oamenii astea ce pot să facă singur. N-are cum, deci nu este niciun cadru legal, numai lua copilul și dat în plasament. Plasament, n-am vrut la o mamă să vorbim. Dacă ea nu înțelege divorțul bună, deci acolo va ajunge. Noi când am fost ultima dată la ea, mi-a promis că o să aibă grijă, că o să facă,
avea o grămadă de dulciuri la copil. Totuși, nu e prea mult îți dai mai dulci la copil, ea nu e, ea nu e ok. Da, o să mă gândesc poate că era un pic mai zic. Poate îmi mă lumea poate cineva de acolo, o femeie să fie vorbit și să gătească. Da, nu știu care e, dar... Da, deci, din punct de vedere al sprijinului legal acordat minorilor, trebuie să fie inserită pe mod legal. În sensul, copilul trebuie să fie indemnizat unei alte persoane, mama decăzută din drepturile părintești, dar vedem. Vedem în continuare, dar eu mi-aș propune, așa cum am început discuția și Adrianului, să o ajutăm și pe ea, pentru că, într-adevăr, este un om bolnav care are nevoie de ajutor. Să știți că ea, așa cum este, ea își iubește fetița, dar cum e considerentul că nu reușește să lase de acolo? Asta este, na, nu este violentă cu fetița, nu, nu, da. Nu. În opinia ei, așa zice că are grijă, dar asta este situația, da. Și o să încercăm în continuare să vedem. Nu-ți părerea de a fi luat de după mai, asta e clar. Da. Trebuie să apar cu trei mai. Fetița este isteată, așa e comunicativ, e așa crescut și nu e afectată. Deci mai bine facem un efort, o luăm, o ducem în clasament. Am și foarte mulți copii și să știți că sunt copii care nu vor să mai întoarcă acasă. Da, da. Așa... Să duci lidea cu părinții, duci lidea cu părinții la casă-i vadă și copiii îmbrățișează pe lidea, o să îmbrățișează pe mai să așa puteți. Să asta bine. Asta e și asociația. Da. Da. Da, domnul Adus. Mai vedem acolo, mare ce. Bine. Știți că, la multe timp, sunt problemele cu incendiile și mai... Acolo o săptămână, în urmă, la focasare. Domnul primar, aș vrea să vă întreb, cum am putea soluționa problema cu mașina de pompieri? Deoarece ați observat că nu face față la nici un incendiu. Ar trebui cumpărat ceva pentru ea, ar trebui să facem ceva pentru ea. Mașina este în foarte bun stat de funcționare. Deci mașina a ajuns la incendiu în 10 minute. În momentul când am primit telefonul, în 10 minute am fost și eu acolo, că eram mai aproape, că am ajuns Remus la voi cu mașina în 10 minute acolo. Deci am fost solicitat pe atâția, când am ajuns acolo, toate anexele ardeau. Deci erau foarte mare flacără. Noi n-am putut decât să luăm decizia ca să stăm să apărăm casa din dreapta, ca să nu ardă și aia. În rest nu sunt putea băga nimeni acolo. Așa este. Doar că eu mă refer la mașină în sine, deoarece nu are suficient de putere. Ar putea fi făcut ceva încât... Nu are putere, dar ce vă referiți? Păi, dacă ați observat, tot vrem o să chinuia să stingă un ude, un rădin, în mod normal, cu un pistol de ala. Dar omul e șef de apă. De ce spuneți că... Băi, atunci sunteți de acord cu mine. Când au luat pompieri la Bacău în 10 minute, s-au văzut sub o diferență enormă. Erau trei mașini. Nu, nu erau. Nu, nu erau. Nu, nu erau. Nu, nu erau. Deci, eu am fost și am dat... Deci, au venit trei mașini, da? Da. Erau trei mașini. Erau trei mașini. S-ar duce au văzut. Dar cumpărăm. Când au ajuns... Deci, când au ajuns pompieri la Bacău, deci... Înainte de a ajunge eu, păi spălată din puternică. Alea toată, deci erau toate puternică, da? Gărătă de puternică, tot din ce e fără care e îndurată sus acolo. Eu aș reveni la întrebarea mea, se poate face vreo ceva la mașina aia, se poate să meargă mai bine sau ăsta e mașina? V-aș face pentru perfect. Pentru perfect, am înțeles. V-aș face pentru perfect. Paramergem, paramergem, dar nu ne-am citat. I-am prelucat, deci dacă vrei... Da, fără, mai pus și ce v-aș sus ghiveci cu stâni și mergi și mă dau cu ea. De toată, sincer, nu vă spăra, nu-i mașină din cei. Mașină să mă dau frumoși, dacă mai ghiveci. Când de doamnă, 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 Corect. Păi, știți că acum trei seri am mers împreună cu domnul Durabe, am știți cu această mașină, am știți parte de pe vale. Ai multă lume știe de acolo. Știți că eu personal am fost și am umblat și cu acea vreme am văzut cu domnul Ivandrieș, că mașina chiar are putere, dar trebuie cineva să... Spriceapă. Nu, dar se priceapă. Într-adevăr că trebuie niște oameni care spriceapă, dar mașina e bună. Dar la o mașină din acea, dacă nu era acolo, pe bobă era o problemă. Foarte mult. Aruncă-mă pe degeaba, nu trebuie să dai
Bun, deci, când duci la incendiu, nu trebuie să te duci ca necar, nu trebuie să te duci să dai cu apă unde trebuie, unde, unde pleacă foc, nu dai unde nu ajungi. Da? Deci, da. Noi am fost, deci, nu luați așa, că noi am fost la instruirii la Bacău, și ieri am avut instruirii, tot pe tema asta, au unui chemat prefectul la direcția agricului, cu ăștia de la ISU, mi instruiește, mi spune cum să facem. Avem pe avar, că avem destul de intervenții. De exemplu, ați văzut că eu am fost cu Costel Tapa la un incendiu, tocmai la, cum îi spune, la Ungureni, ultimul sat, în Botești, la Botești. Tocmai acolo am fost azi noapte la un incendiu, acolo la foc, un stoc lângă casa omului. Bacău, nu aveam nicio mașină disponibilă, că erau toate la incendii, da? Și era cu mașina la Ungureni, nu știu dacă m-a rugat, primarul de Bacău nu vine, ajută-mă, adu niște apă, am luat imediat mașina cu ea. Am participat cu ea la incendiu la Horgești, care o scris ziarii toți, că nu era mașina la Horgești, era mașina la Parincea. Am intervenit. Păi chiar am pus întregea președința atunci în ziua aia când s-a plecat. Și am zis unde a fost la am avut încercul de mi-o solicitat poliția la Biștir, da? Dacă vă uitați în ziar și vedeți că mașina din Aparincea în poză. Nu mașina din Aparincea. Deci, acționăm, ne ajutăm. Când, dacă o să avem nevoie, am cerut și noi ajutor de la... Am fost la fermă, am fost la ziar la fermă. De aia o masă așa, toate l-am ajutat și nu deci, am fost solicitat asta, deci n-ați fost atent când am vorbit, da? Deci aveam un caz în 3 puterii, pline, toate au bufuit. Dar cum e? Noi știi că azi i-au auzit așa un vânt mai puternic. Când noi știi că azi nu mai putut să-și ia decât valiza cu apă, atât. Nu putut să-și ia cheia de la mașină, nu putut să-și ia nimic. Deci atât au luat valiza cu apă și au ieșit poate afară. Deja era foarte mare. Când m-au sunat pe ecranul să vă la deal, nu aveai ce să faci. Exact cum a fost situația de la Văleni. Ne-a chemat când era plin de flacără. N-ai cum. Unde îți dai pistolul? Nu știu, doamne, știu, dar nu-i dai apă. Pistolul, adevărat. Eu dacă vă cu pistolul ăla, îți duc și apa la 20 de metri. Și vă demonstrez cum vreți. Da, din câte am înțeles și eu, așa cum știți, prin lege, fac parte din Comitetul Local pentru Situații de Urgență și din cel pentru Comisia de Probleme de Apărare. Am înțeles în mod excepțional acolo că e posibil incendiu să fie plecat de la o defecțiune electrică și electrică, toate instalațiile electrică și a fost incendiu, deci nu localizat masiv pe toate anexele, gospodărie și casă, asta o dată. Și doi, a fost întrerupt și curentul electric. Oamenii de acolo, mai toți, au punțul de apă pe bază de pompă și hidrofor și n-au avut apă, dacă avea și proprietarul acasă. Am înțeles că și-o dat seama târziu că casa este în flăcări, a luat foc acoperișul și de acolo și mai toate. Deci focul era peste tot. Și nici oamenii nu au avut ce să intervină mai cu nimic pentru că nu aveau acces la apă, pentru că nu le mergea pompele nefiind curent electric. Și vă dați seama că în câteva, ce le trebuie, 5-10 minute, deja... Și era și vândă. Și după asta... De ce spune despre tăiași de casă de care le-am salvat? De exemplu, cu casa am luat la Milești. Pe casă focul, pe grindă, pe colț, așa și așa, m-am fum. M-am dus, eu am ajuns acolo, până am ajuns băieții, că, de exemplu, noi cum acționăm? Sună, eu dacă sunt aici, am mașina, am plecat. Da? Sau, dacă nu sunt eu, e Remus, că Remus este la taxi în cost, dar e permis, face parte, a votat și dumneavoastră, face parte din serviciul voluntar pentru situații de urgență, ia mașina pleacă, da? Costel Tarma ia mașina mică și pleacă și adună băieții, că îi zic, e noapte, băieții, nu putem, nu stă la primării, nu putem să trebuie la treabă, dacă o duci ea și întâlnim la incendiu. Și de asta noi ajungem cât de cât, când ne organizăm, cât bine, așa. Deci casa lui Barbu și multe case care le-am scăpat fără să... Casa lui Polici, la Nănici. Casa lui Polici. Acolo, și acolo când am ajuns, erau niște flăcări. Dar am stâns. Deci, bine, deja sunt aproape în casă. Deci, mașina, cineva, nu știu cine, nu pot să știu cine, ne-a reclamat că am dat pe mașină, avem solicitare de la Radio Easy, că am dat pe mașină vreo 37.000 de euro, că nu e matriculat, că deci el e o grămadă de... Da, nu e o scris răspunde, îi face un răspuns frumos, că așa este matriculat, este pe asigurare, e matriculat pe județ. De exemplu, cum la Ungureni, ce acum, are cu numele de Ungureni. Da, dar bine, chiar nici nu iese. Dacă este un incendiu la ăsta, la Ungureni, nu duce.
contează numărul mașinii, te duci, stai focul. Nu, dar te duci să mai pun să ieși mașina imatriculată, știi cum e. Dar nu are câmpărie. Și cum, poate să aibă în Parigi, poate să aibă în... Nu poate să aibă în oraș. Da, pe drumul național. Da. Asta se întâmplă, domnule, da. La incendii, pentru că... Noi am ieșit tot timpul și am avut, de exemplu, la Văleni, da? Am avut incendiu la stuful ăla, am mers acolo, am strâns incendiu, când am ajuns la primărie, deja sună. Vedeți că ardea. Cineva ducea și ardea. Dădea foc. Noi plecam, el dădea foc în altă parte, în altă parte. Hai să vedem. Acum să știți că, în mod oficial, în perioada asta, în ultimele două săptămâni, am primit adrese atât de la Protecția Mediului, cât și la Instituția Prefectului, să avem în atenție popularizare către cetățeni, să nu mai dea focurile astea la... Dar noi tot am făcut, doamnă. Fiecare an, băstel face... Adică s-a alertat toată lumea, nu numai noi, niște... De exemplu, aici unde are rusul stâna, da? M-am dus eu să-i dau foc la pășurii? Sau la condiță? M-am să-i dau foc la pășurii? Nu! Deci am hotărât cu domnul Vasilache, cu domnul cu Ștefan Vasilache, facem o ședință și chemăm. Dom'le, cine o ars pășurea? Amul ăsta nu primește nimic. Nici îngrășământ, nici un bărus, nimic. Nici o facilitate nu-i face asociația pentru că o da foc. Da? Și dacă noi le facem chestia asta, să vezi că nu mai avem probleme cu... Poate, spune. Cine are pășurea primirii și iasă, nu contează cine dă foc. Păsăște. Ei își dă foc. La stână, la condițel. S-au dus cu astea de trei ori. S-au dus cu băieții. Acolo nici nu puteți simți cu mașina, că știți cum iau la... S-au dus de trei ori cu băieții, cu loteți, cu cea mai mai. Păsăște. Iar vinea, el a doua zi pe ea, iar foc. Iar nu ce îmi dau acolo. Dați cu colo de treabă. Cine? Nu văd. Ceva nu? Da, cam asta se problemă cu mașina. Deci mașina este bună, mașina își face treaba. Cât e? Asta e și... Are două tone jumătate de apă, dar atunci seara băieții care s-au oprit, apucat să s-au oprit curentul și nu mai fost semnal la telefon. Atât a fost eu cu Remus, că apucat să sun pe Remus. Remus, el e de mașina și vine la vrani. Pe Costel, nu am putut să-l sun. Costel, când am venit, la doctor, el s-a rămas cu furtuna acolo, că a întâmplat furtuna la mașină, a venit-o cu mașina și au văzut, au zis sirena de la mașină cu Costel și au venit la prima zi, dar ce s-a întâmplat? El m-a sunat, dar nu mai răspundea nimeni la telefon. Asta vreau să vă spun. Totuși este, nu știu, o problemă lor. Când se comunică imediat la pompieri, ia curentul. Dar vă dați seama, îi lasă doar semnal, ne lasă-și fără apă. Că nu mai e pompă cu cei. Adică, practic, tu mergi casa să ardă total, că eu cu apa în casă, nu pot să, până am apă, curent. Deci, numai eu atunci aseară, am zis și părinte de apă, facem mașini, plini. Am fost la mașină, am fost la mașină, am fost la mașină, am fost la mașină, am fost plini de apă. Dar la fierul ce o ardă, în acolo? O așa acolo, o altă acolo, a fost explozii, cum? Păi, o azi tot, erau... Nu, a fost explozii, explozii se întâmplă la ceva? Nu arată la... Ei au pentru căldură, doar asta. Au gaz metan? Nu gaz metan, doar nu ține gaz metan la unul. Nu știu ce că zici, curent sau ce, nu știu ce n-am făcut niciodată. Și-au degerat cu pâine, ăsta de zi în pâine. Știu, domnule, dar deci acolo când s-au produs, păi explozi, o deflagrat. Așa s-au... și sus s-au făcut ca o ciupertă. Da? Nu se face la un foc, când ia un balot sau o hală. Deci o explodat. Și după aia o a făcut. Dar ați fost acum astăzi? Nu. Nu. Când eram, viceprimar, vreau să vă spun că nu aveam mașină, nu aveam cu ce, și mă spunea Iisus prin mine și eu trebuia să mă duc acolo și toată lumea spunea, nu vine mașina lui, mașina oricum mai devreme de 46 câte nu se întreabă acolo. Da? Domnul vice, nu vine, face ceva, sunat. Eu sunat, dar pe cine să spun? Mașina era, domnul ți-a trebuit să-ți două mașini prin drum, trei mașini prin drum. Omul e disperat, e stare să-ți dea în cap. Numai eu știu, prin ce am trecut, ăștia 4 ani de zile și iar prin ce am cumpărat mașina respectivă. Dar acum când te duci, ai ajuns cu mașina acolo și omul e mai liniștit. Și... na. La ce zicea domnul Andreeș, poate a trebuit să-l luați în calcul să mai mergeți cu o cisternă. Sau să vină în urmă o cisternă, ca să nu mai plecați cu mașina de acolo. Și să vă vină în spate tractorul cu o altă cisternă, 5 tone de apă, de 8 tone. Și vă dați seama că nu ai plecați dumneavoastră cu mașina. Aveți apa acolo. Atâta mai puteți să faceți la apă. Asta este dacă ajungem noi primii ca să menținem cât de cât, știi?
timp cu fiemnoi până ajunge Bacău. Oricum, la majoritatea incendiului, până ajunge Bacău, vine numai la constatare. Da, da. Au fost atâta unde nu am putut noi să facem față, casa lui Gândulescu și cea de la Veleni, al Mihăiești sau... Da. Deci asta n-am cum faci așa. Dar și acolo ne-a chemat destul de târziu, deci am ajuns eroare la un film. Și cum îți dai seama, când pocnești trei butelii odată, da, n-am zis și ce se mai deci casa era lipită de graș și de fugărie, era doar în 500 de metri pătrați, era toată. Deja toate anexele ardeau. Da. Mulțumim. Dacă nu mai sunt alte întrebări pentru ședința de astăzi, încheie. Mulțumim de care am ședința de astăzi.